Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live. Astăzi, alături de mine, un invitat cu totul și cu totul special. Vorbim de doamna Angelica Manole. Bun găsit! Bună ziua! Dânsa a fost, să spunem așa, eroul începutului de pandemie în România în ceea ce privește drepturile încălcate ale salariaților în acea perioadă tulbure, dar subiectul este, din păcate, valabil și acum. Doamna Angelica Manole a avut curajul de a publica pe pagina sa de Facebook fluturașul cu lichidarea luată în luna mai a anului trecut. O să avem imediat și fluturașul de la care a pornit totul. Fluturașul de salariu cu o lichidare de 23 de lei, dânsa fiind angajată la momentul respectiv a unei croitorii din Vălenii de Munte, acolo unde, îmi spunea înainte de emisiune, că se produceau și se produc și acum haine pentru branduri de lux. Așadar, angajații croitoriilor din România, inclusiv cea de la Văleni, sunt plătiți în cel mai bun caz cu salariu minim pe economie, atunci nici măcar acest lucru nu s-a respectat, în timp ce ei produc haine vândute cu sute de euro bucata în marile lanțuri de magazine din capitala modei precum Milano sau alte orașe importante din Europa Occidentală. Așadar, pentru cei care ne urmăresc, doamna Manole, aș vrea să ne spuneți cum ați resimțit dumneavoastră șocul acelui fluturaș de salariu. Cum a început toată această nebunie, tranșată de curând în primă fază și de instanță? Prima când am primit fluturașul de salariu, efectiv am bufnit și în plâns și în râs, deci nu știam cum să reacționez. Și prima reacție a fost, eu pun acest fluturaș pe Facebook, e bătaie de joc acest salariu. Am venit zi la muncă, cum se dea asemenea salariu? Mi-am făcut cât de cât treaba, de dimineață până seara. Și atunci, în momentul ăla, mi-am postat acel fluturaș de salariu, l-am postat pe toate grupurile posibile și cred că două zile am avut peste de 2000 ceva de share-uri. 23 de lei, 23 de lei. Lichidarea. Cât a fost avansul? 600 și ceva de lei. Deci, practic, dumneavoastră, în luna respectivă, ați fost plătită undeva cu până în jur de 700 de lei, în condițiile în care salariul minim care era la momentul respectiv? Salariul minim atunci era, cred că, vreo 1300. Bun. Cam așa. Aproape jumătate din salariul minim pe economie. Exact, da. Vreau să vă întreb, pentru că au existat tot felul de discuții la momentul respectiv, unele induse chiar de conducerea fabricii respective. Dumneavoastră ați venit zi de zi la muncă, ați respectat toate obligațiile de angajat, adică v-ați prezentat la program, ați prestat, nu știu, normele de muncă, ați respectat tot ce înseamnă obligațiile contractuale. Exact, da. Programul era de la 7.30 la ora 16.30 în fiecare zi. Bun. Care a fost explicația? Că bănuiesc că v-ați dus și la conducerea croitoriei să îi întrebați, nu? De ce sunteți plătiți atât de prost? Prima dată nu m-am dus să întreb, pentru că înainte cu două zile până să luăm salariile, doamna director Daniela Fica chiar ne-a amenințat în sector, a strigat în gura mare să nu dea naiba să prindă vreuna în ziua de salariu la mine. Nu v-ați făcut norma, o să vi se taie din salariu, că n-a ajuns domnul Băjnaru să vă pună mereu la salariu de fiecare dată. Nu v-ați făcut norma? Așa au spus, da, că nu ne-am făcut norma. Dar ce însemna norma, doamna Manole? Nu știu, care era ritmul de lucru? De exemplu, aveam 4-5 faze, da, în care trebuia să le lucrăm fiecare, fazele noastre, și să facem la 170-180 de pantaloni pe zi sau haine, ce era, dar fiecare cu fazele lor. Bun. Și nu reușeam tot timpul să facem acea fază, pentru că acele faze, pentru că acea normă. Că tot timpul era mult, se cerea mult mai mult față de ceea ce noi puteam să facem. Și prost plătite. Omenește, posibil, puteați face un om normal, cu o condiție fizică normală, putea respecta targetul ăla impus, care bănuiesc că era din ce în ce mai mare de către conducere? Doar dacă erau roboți, foarte rar cine reușea, foarte rar. Deci în situația asta erau practic majoritatea angajaților, exact, angajaților, exact, nu? Da, da, exact, da, da. Bun, și în momentul în care fluturașul cu lichidarea de 23 de lei a ajuns viral pe rețelele de socializare, ulterior presa, mi-aduc aminte că atunci, la scurt timp, am făcut și o emisiune online din cauza pandemiei.
că, cum au decurs lucrurile în relația dumneavoastră cu conducerea croitoriei? Prima dată, deci pe ce mi-am pus fluturașul, la vreo 10 minute, am fost chemată la birou împreună cu șefa și să mă întrebe de ce am pus acel fluturaș pe Facebook, pentru că nu mi-am făcut normal. Dânsa deja auzise, nu știa ce am scris. Și zice, dacă tu l-ai pus, ai face bine să și scrii din ce cauză nu ți-ai luat acel salariu. Și am spus, da, am scris, pentru că nu mi-am făcut norma. Uitați salariul la Tanex Banii de Munte, pentru că nu mi-am făcut norma. Și ce nu-i frumos din partea ta, că șeful mereu v-a pus la salariu și n-ar trebui să tratezi așa. Și zice, ai face bine să ștergi ceea ce ai pus. Și mi-a zis, eu luni am să, în momentul când vei veni la muncă, am să scot tot când te-ai angajat, tot ce ai realizat tu, să vezi de câte ori ți-a pus șeful la salariu și zice, voi acum îi întoarceți spatele și faceți, pentru că n-a putut odată să vă mai pună la salariu, faceți asemenea lucruri. Bun, și n-ați șters postarea? Nu, normal că n-am șters acea postare. Au început și presiuni de genul, nu știu, te dăm afară, te dăm în judecată că ne-ai stricat imaginea. Care au fost reacțiile conducerii? Prima dată m-au, înainte de reacțiile conducerii, am făcut sesizare, prima dată, deci la ITM. Da, la ITM Prahova. La ITM Prahova. Da. Asta fiind pe data de 15 dimineața, la ora 5:30 dimineața, ceva de genul. Deci a doua zi după ce ați primit fluturașul cu 23 de lei lichidare. Da. Luni dimineață am sunat la ei, mi-au spus că am trimis acel mail greșit, că nu am scris corect. L-am refăcut din nou, l-am trimis, am sunat din nou, mi-a spus că este bine, este ok. Dar dânsi, eu acolo în acea sesizare le-am spus că înainte se lucra peste program și lucram și două sâmbete pe lună, da, dinainte de pandemie. Dar acum cu pandemia nu am mai lucrat peste program în curs săptămânii, dar nu am mai specificat și sâmbetele. Dar da, dânsi au venit în control sâmbătă, la o săptămână, după ce am făcut acea sesizare. Deci dumneavoastră ați făcut sesizarea luni. Sâmbătă, sâmbătă. Deci luni, cea da, bună. Da, corect. Cea corectă, da, să spunem, da, da, luni. Și au venit în control sâmbătă, când da, oricum nu se muncea. Nu se muncea, da. Incredibil. Doar că nu le-am specificat că și nici sâmbătă nu lucrăm acum peste program. Am înțeles, dar ok, bun. Prima lovitură, ca să spun așa, exact, din partea unei instituții care ar trebui totuși să țină partea angajatului, nu angajatorului. Da, bun, exact. Luni dimineață am fost chemată la birou, de marți dimineață am fost chemată, da, că eu nu am fost luni la muncă, de doamna director la birou și mi-a scos, dar până an de zile din urmă, că domnul Băjnaru a zis că atât are voie să-mi scoată din urmă, doar un an de zile, nici de cum, de când m-am fost eu angajată, da, să-mi arate de câte ori mi-a pus la salariu. Și a spus, păi stați puțin, că eu mi-am luat și normă, am luat și prima, pentru că mi-am făcut normă de atâtea ori. Nu e adevărat, unde, că nu ai făcut. Zice, ăștia sunt de câte ori, uite, ți-a pus la salariu. Bun. Conducerea croitoriei spune așa, noi vrem să vă plătim, dar voi sunteți cam incapabile să vă faceți norma și până acum am pus noi de bani, exact, de la noi, exact, să vă plătim pentru că voi nu vă făceați, exact, treaba așa cum ar fi fost normal. Da. Bun, dar repet, dacă nu erai robot, puteai omenește, dați-ne, nu știu, haideți să facem așa, lucrați 8 ore pe zi, da, ce pauză aveați? Am văzut niște imagini din croitorii, e un ritm infernal, să nu-și închipuie cineva care nu a trecut pe acolo că angajatele trag de timp, stau la țigări, la cafele, povestesc nu știu, de nu știu ce telenovele. Acolo este un ritm ca pe bandă, nu? Toată lumea își face ceea ce are de făcut. Care este ritmul? Nu ne lasă să scoatem capul din mașină, trebuie să lucrăm non-stop, să nu stăm, să nu stăm de vorbă, exact, ca roboții. Și ritmul este, deci vă dați seama, deci intrăm de dimineață la muncă, avem pauză de 10 minute, aveam o pauză de 10 minute și următoarea era de 20 de minute, ceva de genul, pauza de masă. Mai mult nu. Acela era o... Bun, și na, necesitățile fiziologice trebuiau programate în funcție, da, de pauze, pe cât posibil, nu? Mai fugeam, că n-aveam ce să facem, vă dați seama, că nu puteam să stăm, dar tot la fel pe fugă, tot timpul pe fugă. Presiunea din partea șefilor, fie că vorbim de neapărat de director sau manager sau, nu știu, din eșalonul superior, bănuiesc că aveați și șef de, da, secție, șef de tură și așa mai departe. Care era presiunea pusă pe angajați? Haide, dați bătaie, vezi că tu te miști mai încet. Da, tot timpul era presiune și din cauza, deși de partea șefelor de linie, la fel, pentru că și pe ele, la rândul lor, le presa doamna director. La fel. Le chemau la ședințe, le țipa la el, le strigau în gura mare că nu-și fac norma și tot așa. Revenind, în luna mai ați obținut un salariu aferent lunii precedente, da, de 700 de lei, în condițiile în care salariul minim pe economie era aproape dublu. Aveți copii? Da, am doi copii. Da, să vă trăiască. Mulțumesc, frumos asemenea.
Cum puteați dumneavoastră să trăiți cu 700 de lei pe lună? Atenție, vorbim într-un moment complicat, nu că acum ar fi cu mult mai bine, dar atunci măcar nu știam despre ce este vorba, un început de pandemie când toată lumea era speriată, când veneam după un lockdown în care nimeni nu, vroia, nu avea voie să iasă din casă și așa mai departe. Ce, nu știu, care a fost reacția familiei? Bă, da, seama că n-am fost, dar au zis la un moment dat, cum să iei banii ăștia? Păi tu n-ai fost la muncă, ai fost zi de zi la muncă, cum să dea banii ăștia? Păi din ce trăim? Eu chiar i-am spus doamnei director, în momentul când m-a chemat la birou, i-am spus, doamnă, zic, și dacă aveam o datorie la bancă, banca mi îngăduia să plătesc mult mai puțin, deci nu-mi lua toată suma asta odată. În reacția colegilor, care a fost? Că în situația dumneavoastră se regăsea majoritatea dintre ele. Da. Nu știu, au făcut același lucru sau le-a fost frică să nu-și piardă locul de muncă? Nu, la început, când fiecare și-au primit salariul, fluturașele, a fost foarte multă gălăgie, forfote în fabrică, dar a doua zi, care au comentat, au fost câteva chemate la birou, le-au spus ce le-a spus că nu și-a făcut norma și au tăcut din gură. Că nu li se dă niciun ban, că n-au ce bani să li se dea înapoi, că atât ați lucrat, atât ați primit. Bun. Citesc, sunt foarte multe mesaje, o să încerc să le citesc pe cât mai multe dintre ele. Mare dreptate aveți, doamnă, felicitări, vă urează Ștefania. Laurențiu, sora mea s-a ales cu scleroză multiplă în plăci dintr-o croitorie. Ei sunt tot timpul nemulțumiți. Șefele de linie se cred, mă rog, șefe, țipă la personal, le înjură ca la ușa cortului. Sunt experiențe nu neapărat din croitoria în care ați lucrat dumneavoastră, ci în general de ceea ce se întâmplă în croitoriile din România. Știu din propria experiență ce se întâmplă acolo, are perfectă dreptate, spune o altă cititoare care urmărește acum în direct această emisiune. În momentul în care bănuiesc că ați făcut acel pas la ITM și ați văzut că de fapt în loc să vină a doua zi sau a treia zi, să spunem că aveau foarte mult de lucru și nu puteau a doua zi și ei au venit sâmbătă când n-au găsit pe nimeni în croitorie, cum v-ați simțit? Ați fost dezamăgită de modul ăsta, da, în care a evoluat? Da, foarte rău, pentru că dacă instituțiile statului nu-și face treaba, la ce mai apelăm la ei? La ce spuneți? Apelați la ITM când aveți probleme. Între timp, în acea săptămână a luat legătura cu mine domnișoara Diana de Meseșan, mi-a scris pe privat de la ziarul Libertatea. Dânsa a fost de acord să vină duminica la mine acasă, exact la o săptămână. Nu era angajată la ITM, doamnă? Da, da. Și a venit acasă, mi-a luat un interviu, i-am povestit ce s-a întâmplat, i-am spus dânsei că n-au venit cei de la ITM, doar că au spus sâmbăta, i-am scris lunea imediat. Dânsa a apelat din nou la ei și au spus, a făcut sesizare și i-a spus de ce n-au venit. De-abia marți am reușit să vină și ei, dar foarte grăbiți erau. Cum s-a desfășurat? Adică din ce ați putut dumneavoastră să vedeți, când au venit prima dată în control cei de la ITM în croitorie, ce s-a întâmplat? Au venit, au împărțit niște fișe în sector să le completeze fiecare angajat. Doamna directoare lângă noi, chiar lângă mine a stat, la vreo metru și jumătate să zic, de chiar lângă mine a stat, i-a fost teama probabil să nu vorbesc ceva. Și ceilalți angajați au fost pus să scrie ce salariu au luat și atât. Deci n-au luat la interviu pe nimeni. Asta vreau să vă întreb. În mod normal, n-ar fi trebuit ca inspectorii care au venit în croitorie să vorbească cu angajații? Nu știu, cum discutăm noi acum? Da, exact. La modul, nu știu, care sunt condițiile, ce se întâmplă, câți bani ați luat, cum sunteți plătiți, există ore suplimentare, sunteți plătite dublu pentru orele în afara programului celor 8 ore zilnice și așa mai departe? Nu s-a întâmplat. Nu, nu s-a întâmplat și dacă se întâmpla, oricum ei alegea pe cine dorea. Adică la conducere? Conducerea spunea X, Y, Z, veniți să vorbiți și la... Și erau învățați oricum să spună ce doresc ei, nu ce vrea muncitorul să spună. Ce s-a întâmplat după primul control al ITM? În ceea ce privește atât croitoria cât și pe dumneavoastră? Da, pe ce v-au răspuns? Deși ITM-ul a mai durat, redirecționat către București. ITM București, că aparține firma de... Aveau sediu acolo. Exact. Bun. Să scape repede de cartofi. Exact, da. S-a mai durat puțin. Între timp, după aceea am făcut foarte multe sesizări, până și la avocatul poporului.
Deci foarte, foarte multe sesizări, nici nu mai știu unde le-am făcut, credeți-mă. Știu că la un moment dat, fostul ministru al muncii, Violeta Alexandru, a și postat și-a cerut public scuze pe Facebook pentru modul în care au acționat cei de la ITM, inclusiv cei de la ITM Prahova. Și dacă mi-aduc bine aminte atunci, era și un îndemn pentru directorul ITM Prahova să facă un pas în spate. Din câte știm cu toții, acest lucru nu s-a întâmplat. Da, și vreau să vă întreb dacă v-au ținut de cald sau dacă v-au pus pe masă, nu știu, mâncare, plată, facturi, impozite, transport și așa mai departe, scuzele ministrului. Nu, vă dați seama că nu, în niciun caz. Doamna ministru, da, deci m-am gândit că a fost ceva... Uman, exact, să spunem, nu? Uman, da, dar nu mi-au ținut nici de mâncare, nu m-a ajutat cu nimic, știți? Plus de asta, eu imediat, deci am sunat la ITM să întreb de doamna Dumitra Ionescu, da? Și mi s-a spus că este în concediu. După ce doamna ministru i-a spus să facă un pas în spate. Să știți că nu s-a schimbat nimic, în continuare doamna este pe post, indiferent, da, că de atunci s-a și schimbat guvernul, dânsa a rămas șef la ITM. Dar ce dânsa mi-a cerut scuze public seara, dimineața a trimis un supracontrol la fabrică, da, iar în momentul până să vină supracontrolul au dispărut aparatele de pontat din perete. Cum adică? Au dispărut, efectiv. Adică le-au demontat? Da, le-au demontat, deci l-au luat din perete. Nu pot să cred. Din sectorul unde am lucrat eu. Bun, îmi puteți spune din experiența pe care ați acumulat-o, nu doar la Tanex, ci în general, pe unde ați mai muncit dumneavoastră, apropo de modul în care reacționează instituțiile statului plătite din banii noștri, inclusiv ai dumneavoastră, să respecte drepturile, să protejeze drepturile angajaților, e adevărat că se știe cu ceva timp înainte dacă vine controlul de la ITM? Da, se știe. Da, se știe. Deci da, ați fost martor, control, nu? Da, aveți martor, da, în care, da, ce spun, mâine vine ITM-ul, aveți grijă ce vorbiți, da, la modul acesta, nu? Da, sau și cu ora înainte, da, aveți, da, grijă, curățenie, tot, avem control, nu spun cine. Un control, am, da, înțeles. Ca așa au spus și la firma ta, după ce m-au dat afară, că vine control, au avut destule controle, dar degeaba. Bun, ce s-a întâmplat după ce dumneavoastră ați refuzat să ștergeți postarea și ați făcut sesizări, ați început efectiv să vă luptați pentru drepturile dumneavoastră salariale? M-au convocat la ședințe. M-au convocat la ședință, la birou, spunându-mi trebuie să semnez această, în timp mi-au dat înștiințare, pentru acea, de exemplu, într-o vineri, pentru luni, la ora 12, să zicem, nu mai știu exact. M-au convocat, am fost eu, noi știind că trebuie să am dreptul să am pe cineva alături, m-am dus singură, aflasem ceva de genul că aș avea voie cu un martor, am zis la o colegă de-a mea să meargă cu mine, a zis că nu merge, dar acolo m-am trezit cu acea colegă luată de șefă, care automat nu ținea cu mine, vă dați seama. Da. Da. Și acolo au zis, nu, că nu ți-ai făcut norma, pe ce să-ți dăm bani? Și am spus, doamnă, zic, nu vreau decât banii mei înapoi și să-mi apară 11 zile la stagiu de cotizare, că m-au băgat 11 zile fără plată, fără ca eu să știu și eu am fost zi de zi la muncă. Deci, din punct de vedere scriptic, dumneavoastră erați în fără plată, dar dumneavoastră munceați, exact, efectiv, exact, adică exact, n-ați rămas acasă. Nu, nu, dar nu există o cerere de concediu fără plată semnată de mine sau ceva și de nicio altă angajată care a pățit ceea ce am pățit și eu. Bun, primul instinct este, și înțeleg că au fost multe colege de ale dumneavoastră care, scârbite de ceea ce s-a întâmplat, au plecat pur și simplu, da, și au dat demisia. Dumneavoastră ați refuzat să faceți acest lucru, chiar dacă bănuiesc că ei se așteptau la lucrul acesta, dintr-un motiv foarte simplu. Ați continuat să vă luptați pentru banii dumneavoastră, pentru că altfel i-ați fi pierdut, așa cum s-a întâmplat, din păcate, cu restul colegilor dumneavoastră. Apropo, câți au plecat după ce scandalul respectiv a devenit public? Nu știu să vă spun exact. Dar au fost mai mult de două persoane, da, care au plecat, da, nu? Da, 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 da. Bun, și relația de muncă, nu știu, când, cum vă simțeați în momentul în care dumneavoastră ați continuat, evident, să mergeți la muncă, pentru că altfel v-ar fi desfăcut ei contractul de muncă pentru indisciplină, da? Care era atmosfera? Cum vă priveau șefii, colegele? Colegele de multe ori ezitau să vorbească cu mine, că le era teamă, pentru că pe mine începuseră să mă mute după linie pe alta, să-mi dea, de exemplu, astăzi mi-a dat, să zicem, o fază. Da. A zis că nu mă descurc, că nu-i bine. Altă fază mi-a dat. Iarăși, nu e bine, m-am dus pe altă linie, în alt sector. Am fost chemată la birou că doamna director a fost sunată de către domnișoara Diana Meseșan, de la ziarul Libertatea, și să mă întrebe că de unde are numărul. Păi, nu știu, doamna, de unde l-are, zic, de la mine niciun caz.
După aceea, am aflat de ce, cine m-a sunat și de ce m-a sunat. Zice, tu ai dat la jurnalist, ce să le spun eu? Păi zic, de ce nu mi s-a dat salariu? Zic, trebuie să-mi spuneți, nu? Da. Și tot așa mă plimbau de colo-colo ca eu să-mi dau demisia, ceea ce eu nu am fost de acord. Și cum s-a terminat relația de muncă a dumneavoastră cu croitoria respectivă? Deci m-au chemat să-mi semnez decizia de desfacerea contractului de muncă. Deci ei au, ei au făcut lucrul acesta, da? Mi-am sunat avocatul, la care domnul avocat a spus, zice, până la urmă tot aici se va ajunge, semnează această, această decizie. Domnul avocat s-a oferit să mă ajute pro bono prin ziarul Libertatea, în acest caz, domnul avocat Costel Gâlcă, da. Foarte bun avocatul și așa... Așa a început războiul, războiul în instanță. Exact, războiul în instanță, da. Continui să citesc mesaje. Se știe, apropo de ceea ce discutam cu controlul organelor statului, se știe cu ceva timp înainte când vine controlul, spune Ștefania. Normal că se știe, spune și Iulian, se unge unde trebuie și se anunță de dinainte. Șefele de linie ar trebui să fie puse la punct în sensul în care bănuiesc să se poarte mai uman, nu, cu angajatele. Preautupeu spune, în majoritatea croitorilor se întâmplă asta, este un alt comentariu. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, sunt foarte multe, de felicitare la adresa dumneavoastră, pentru că vreți nu vreți ați devenit, să spunem așa, imaginea abuzurilor din croitorii. În România sunt zeci de mii de angajați, femei, bărbați, nu contează, care lucrează în continuare pe salariu minim pe economie. Un bonus ar fi fost tichetele de masă. Îmi puteți spune dacă măcar din punctul ăsta de vedere vă erau protejate drepturile salariale? Tichetele de masă le dau în funcție de norma care o făceam. Aceeași normă, aceeași raportare. Exact. Dacă nu ne atingeam norma, ni se dea în funcție de cum făceam norma. De exemplu, poate era un bon, două, trei, cinci, în funcție de cum credeau ei. Și practic, deși dumneavoastră mergeați la muncă și potrivit legii, fiecare zi de muncă poate fi, trebuie sau poate fi, că aici în mediul privat este opțional, poate fi răsplătită cu un tichet de masă, din 22 de zile, să spunem, cât este media lunară, în loc să vi se acorde acele 22 de etichete care, raportate la valoarea salariului minim pe economie, reprezintă aproape 20% atunci, da? Era 10 lei, nu? Da. În momentul respectiv, acum este chiar mai mult, nici măcar pe acelea nu le primeați. Nu, ei spunea că acele bonuri în contractul de muncă era trecut, că bonurile de masă se dă conform legii X. Da. Și nu dădeau. La început au avut o perioadă când dădeau și după aceea a zis nu. Ce au zis? Așa convinge omul să tragă până mai poate. Ca să-și ia și etichetele. Exact, da. Cum vă simțeați după 8 ore de muncă? Nu mai zic în cazul în care lucrați peste program. Deci lucram peste program marțea și joia, da. Să zicem prima săptămână din luna. Da. Următoarea săptămână lucram sâmbăta peste program. Am înțeles, și nu mai lucram marțea și joia. Deci o săptămână așa. Ce înseamnă peste program? Intrați dumneavoastră la 7:30 sau la 8? Și mai ieșeam la 18:20. Wow. Da. Și mai erați bună de ceva când ajungeați de acasă? Puteți seama, să mai faceți și treabă și una. Faceați și naveta? Da, făceam naveta, da. Deci practic dumneavoastră, haideți să rememorăm puțin o zi de muncă ca angajată la croitoria respectivă. La ce oră plecați de acasă? 6:30 dimineața, da? Din stație, de 6:20 de acasă. Asta înseamnă că vă trezeați la cât, ca să vă puteți pregăti? Și pe 5. Pe la 5, da. Bun. La 7:30 intrați la fabrică, da? Și munceați și peste program, spuneți, da, noastră, program, da? La 18:30? La 7:10, cam așa. 19:30. Mamă, soție, trebuia să ține și casa, da, trebuia exact. Să aveți grijă și de copii, da. În condițiile în care munceați și sâmbătă. Da, exact. 6:07. Da, prima dată sâmbătă lucram până la ora 16:30, program normal, da. După care am mai redus programul până la 14:10. Tot ce înseamnă ore peste program sau zile nelucrătoare, sâmbătă sau eu știu, poate că au fost ani în care ați muncit inclusiv de zile declarate libere, nelucrătoare, zile, să spunem, nu știu, de sărbători. Cum erau recompensate de către... Nu erau recompensate, spuneau că trebuie să mergem să ne facem norma. Nu erați plătite dublu pentru... Nu. Spuneau că trebuie să venim la muncă să ne facem norma, că nu ne-am făcut norma. Da. Doar cei care lucrează în domeniul respectiv își dau seama că tot ceea ce spune invitata mea este perfect adevărat.
Bun. În momentul în care vi s-a desfăcut contractul de muncă, ați fost amenințată la modul, lasă că n-o să-ți, uite, te dăm afară și cu siguranță n-o să-ți mai găsești de lucru și o să mor de foame, cu ghilimele de rigoare. Au fost mesaje de genul ăsta transmise? Da, au creat o pagină muncitorii din Tanex pe Facebook. Au creat cei din conducere. Da, și mi-au dat și mie cerere. La început am acceptat, după care am ieșit de pe acea pagină și tatăl meu le mai scria și... La un moment dat i-a trimis un mesaj pe privat să aibă grijă că oricum, zice, mai bine vă gândiți la fica dumneavoastră că oricum nu vă mai angaja nimeni pe Vălenii de Munte. A, era un fel de stăpânii orașului, da? Exact, da? Și da, doar ei decideau dacă veți fi angajată sau nu pe raza orașului exact, respectiv. Da, da. Câți angajați avea croitorii atunci? Cred în momentul că la 150 de angajați. Și în momentul în care, imposibil, dumneavoastră, deși erați plătite cu salariu minim pe economie, prestați articole vestimentare pentru branduri de lux, nu știu, gândiți-vă la cele mai cunoscute branduri ca să vă dați seama de valoarea hainelor, nu știu, cât era, puteți da, v-ați deci, uitat pe exemplu, da, etichete să vedeți, rar, apropo de normă, da? Da. Pentru ce anume lucrați? Pentru, la brand-uri vă referi, da? Massimo Dutti, Ted Baker, chiar și pentru H&M am lucrat, da. Max Mara. Da, bun, deci, da, bun. Da. Și, nu știu, ne puteți da niște exemple de cât costa un articol la care dumneavoastră lucrați cu norma, sub presiunea normei? Să zicem, o pereche de pantaloni bărbătesc la 170 de euro, ceva de genul, 150 de euro, depinde de... Deci două perechi de pantaloni vândute într-un magazin de firmă, da, da, din Europa Occidentală, reprezentau salariul dumneavoastră dacă vi-l luați. Da, dacă ni-l luăm, da, exact. Bun. Cât timp a durat procesul? Una jumătate, deci cred că cam așa, dar eu am și plângere penală depusă. Vă rog, dacă ne puteți spune împotriva cui și în ce stadiu se află? Plângerea penală este împotriva firmei tale și până și a ITM-ului. Da, da, și pentru modul în care au reacționat, exact, nu? Exact, deci chiar de anul trecut am acel dosar pe la poliție, da, încă nici acum nu au terminat. Poliție? Poliția din Vălenii de Munte, orașul Vălenii de Munte. Așa, și n-au avut timp să dea o soluție? Deci tot am fost pe la dânsii și ne-am dus până și foste angajate care, da, au dat declarații acolo. Da. Am avut câteva angajate care au vrut să-mi dea declarații la notariat. Da. Și am fost la unul dintre notariate din Vălenii de Munte, la Codescu. Da. Și mi-a spus că nu primesc asemenea declarații, nu ia așa ceva pentru că nu sunt valabile. Și am spus, doamnă, sunt valabile, nu sunt, eu am nevoie de ele. Și a zis, nu, nu primim. Și, dar la ei, în schimb, dăduseră și ei din partea angajatului. La același notar. La același notar. Deci, dacă erau declarații pro-conducere, se putea, exact, da? Da? Dacă erau declarații care să vă apere pe în susținerea apărării dumneavoastră, nu se putea. Nu se putea, nu. Nu. Și a trebuit să merg la alte notariate, din diverse, de exemplu, timp, ploiești, bani, da, da, transport. Timp, bani, da, exact, da. Bun, și cei de la Poliția Vălenii de Munte ce fac? Adică, ce v-au spus? Îmi spun că mai sunt și alte dosare, nu sunt numai ele mele. La un moment dat, nu este numai ele mele, la un moment dat îmi trimisese dosarul din nou la parchet. Ne-am făcut sesizare la Poliția Română, mai departe și tot așa. Iarăși m-au trimis la Prahova, răspuns înapoi, știți? Cert este că acum dosarul în urma plângerii penale făcute de dumneavoastră zace într-un sertar, exact, din, da, de la Poliția, da, orașului Vălenii. Da, Vălenii. Domnul l-am sunat chiar acum vreo două săptămâni și a spus că dânsul este, care se ocupă de dosar, este în concediu, concediu care logic, domnul nuntă. Da. Așa, și acum i-am trimis, precum că am câștigat procesul, să-mi depună la dosar și mi-a spus că ne-a auzit spre viitoare când va începe serviciul. Bun. Procesul l-ați câștigat. Da. În ce constă decizia, pe scurt? Ce anume ați câștigat? Să mi se dea salariile de când am fost concediată până în momentul când se va da definitiv, da, decizia că eu am câștigat. Pentru că a fost o concediere considerată de instanță abuzivă. Da, abuzivă. Da, da, exact. Bun. Și să mi se dea 650 de lei pentru că nu mi s-a dat minim pe economie. Nu mi-a plătit minim pe economie. Am înțeles. Bănuiesc că nu stați în banii aceia. A, trebuie, da, să spunem că dumneavoastră aveți un nou job. Da. Lucrați pentru o multinațională din Parcul Industrial, da, Ploiești. Da. E mai bine decât la fostul loc de muncă? Da, este mult mai bine, da. Da. Deci nu e presiune, nu țipă nimeni la noi, nu știm ce avem de făcut ca fiecare. Vă faceți norma, ne doamnă, facem Manule, norma, ca să zic așa. Da, da.
cum să vă spun, echipe. Da. Și ne facem normă. Adică cu totul și cu totul o altă abordare exact. Față de angajat decât la croitorie. Exact, da. Bun. Și ni se dă, de exemplu, scuzați, vă rog. Și pentru orice mărire de salariu sau orice schimbare a salariului, ni se dă un act adițional, ceea ce la tare niciodată nu am primit. Când deci, dumneavoastră, când v-ați cerut, să spunem, situația financiară și inclusiv a dărilor achitate de către angajator, da? Da. Care era mesajul conducerii? Deci, în momentul când semarea salariu, nu ne dădea niciunat, nimic să se numească tradițional. Pe când eu am tras atenția domnului director în momentul când m-au convocat la acele ședințe, Și au zis că nu trebuie să mi se dea niciun act adițional. Doar dacă patronul hotărăște ca mie să mărească personal salariul, numai atunci mi se va da un act adițional să-l semnez. Da. O picătură într-un ocean, spune domnul Martin. Da, dar știți că și oceanul este format din picături. Dacă fiecare dintre noi am fi o astfel de picătură, cu siguranță angajatorii nu s-ar mai purta așa, unii angajatori, ca să nu generalizăm, cu salariații, care 10 ore sunt chiar mai multe. În Ploiești, pe Ulei, sunt croitării în care șefele se poartă cu personalul foarte urât. E clar că modul de lucru în anumite croitorii, aș risca să spun în majoritatea, este unul defavorabil angajatelor. Bănuiesc că majoritatea sunt plătite cu salariu minim pe economie, sunt ținute peste program fără plata orelor suplimentare. În cel mai bun caz, spuneați dumneavoastră că li se dă o zi liberă, da, exact, la foarte mult timp și așa mai departe. Dar oamenii au această reticență în a-și cere drepturile din două motive. Unu, le frică că își pierd locurile de muncă, iar în perioada asta pandemică e destul de complicat să îți mai găsești un alt loc de muncă. Doi, nu au încredere în instituțiile statului, iar exemplul pe care îl luați dumneavoastră este perfect valabil. Știu că dumneavoastră faceți parte acum dintr-un ONG, se numește Haine Curate, tocmai pentru ca toți să conștientizăm atunci când cumpărăm o haină, mai ales de la o haină de firmă, cum se spune popular, să știm că acel articol vestimentar a fost făcut cel mai probabil într-o croitorie din România, cu oameni, cu angajate care trăiesc coșmarul pe care l-a trăit dumneavoastră. Dacă ne puteți descrie pe finalul emisiunii ce se întâmplă cu acest ONG și cât de mult au prins curaj alte angajate ale altor croitorii să își anunțe public nemulțumirile sau modul în care se poartă cu ele conducerea croitoriei respective. Da, cu acest ONG sperăm că persoanele care lucrează în confecții și în industria confecțiilor, care sunt cum am fost eu, care au probleme cum am fost eu, chiar și până și bărbații, să apeleze la noi, la acest ONG, să putem să-i ajutăm, chiar și dacă au să ajungă în instanță sau... Le puteți oferi inclusiv sprijin juridic? Exact, da. Deja putem oferi. Așa cum dumneavoastră ați fost sprijinită de acel avocat, da, felicitări exact. Domnului avocat pentru că fără să câștige niciun ban a fost de acord să vă reprezintă și a făcut-o cum trebuie din moment ce ați câștigat procesul. Da, și dânsul mi-a dat un avocat chiar tot pro bono pentru dosarul penal. Am înțeles. Deci sperăm să putem să le ajutăm, adică noi... Ce mesaje primiți? Primește ONG-ul? Apropo, îl găsiți pe Facebook Haine Curate? Da, am primit chiar și eu câteva mesaje, chiar și de la un domn, unde spunea că tot la fel lucrează peste program, nu îi se plătesc orele. Am mai primit la o doamnă, tot la fel din Hunedoara, tot la fel, și mi-a spus că are asemenea probleme și am spus să apelez de la noi și a zis că nu e o problemă, că este tocmai de acord și a spus nu are treaba. Tati, că lucrați în acest domeniu, noi vă ajutăm cu cea mai mare plăcere. Dar ideea e să ai plăcere. Da, spuneați dumneavoastră că nu doar în domeniul acesta sunt probleme, ci și în domeniul, nu știu, hotelier, Horeca, da? Exact. Unde patronii, e drept, și constrânși de situația asta dificilă, azi te închide, mâine te deschide, poi mâine te închide din nou, se folosesc, din păcate, de angajați pentru a rămâne pe piață. Da, așa este, da. Deci, de exemplu, angajează cu 6 ore sau... Și plătesc exact peste. Deci ei lucrează mai mult și plătesc doar pentru acele ore. Dacă nu ați fi câștigat procesul, acum ca să există și un, să spunem, un happy end la povestea respectivă, ați mai fi făcut ceea ce, cum ați procedat? Adică
la fel v-ați mai fi luptat pentru drepturile respective, știm. Dacă știați că nu câștigați procesul, da, ați mai fi făcut-o? Da, chiar dacă, pentru că știm că am acei oameni care m-au susținut așa de mult, deci chiar aș fi făcut-o din nou. Spuneați dumneavoastră că în perioada aceea în care ați fost dat afară abuziv, așa cum a considerat prima instanță, ați primit inclusiv sprijin financiar. Da, ne puteți da câteva, nu știu, detalii? Da, deci foarte mult s-a ocupat domnișoara Laura Ștefănuț, care m-a ajutat foarte mult cu acest sprijin financiar, tot la fel. Și chiar îi mulțumesc pe această cale. Deci au sărit oameni să vă ajute financiar, v-ați recuperat cei 700 de lei de la care a pornit totul? Da, exact, da. Pe 1 octombrie m-am primit acei bănuți, pe când angajatele din fabrică și-au primit în luna iulie. Da, bine, dumneavoastră nu erați o prioritate. Da, exact, da. Nu că au zis ca un proces cu ei început și mie nu mi se vor da acei bănuți. Dar au fost presați și de branduri și au trebuit să ne dea acest. Apropo de branduri, și cu asta încheiem, din informațiile pe care le aveți, scandalul respectiv de la croitorie care are clienții, mărcile pe care le spuneați dumneavoastră, care, să spunem așa, sunt foarte cunoscute, nu doar la noi, mai ales în Europa Occidentală, cum au reacționat? Vă dați seama că nu le-a picat bine, știind că o româncă nu este plătită nici măcar cu minimum pe economie ca să facă haine de lux vândute la Milano, de exemplu. Da, exact. Vă dați seama, ei știind că vinde o pereche de pantaloni sau o haină cu atâția bani și încât nu o să nu se plătească măcar minimum pe economie, știind că ei au plătit, au dat banii pe acele comenzi. Da. Și nu ne-au plătit. Vă dați seama că au pus presiune pe ei să ne dea cei bănuți înapoi. Așa v-ați recuperat bani. Da, așa mi-am recuperat bani. Altfel nu cred că aveam vreo șansă. La final, un mesaj pentru angajații, nu doar din croitorii, angajații care, vorbim aici și de construcții, cei din construcții, din Horeca, sunt foarte multe domenii unde oamenii abia sunt plătiți cu salariu minim pe economie, sunt obligați să stea peste program, li se rețin sume din salariul ăsta amărât. Ce mesaj aveți pentru ei în cazul în care se regăsesc în situația dumneavoastră de la croitoria din Valeni? Să-și ceară drepturile, să nu mai stea cu teama aceea, mi-e teamă, mă dau afară, serviciul găsim. De muncă noi să fim buni, să muncim, că de muncă găsim. Să aibă curaj să vorbească, să-și ceară drepturile mai departe. Nu merge la ITM, merge mai departe și tot așa, până se albe, cum se spune. Dumneavoastră sunteți excepția care confirmă regula, da? Chiar discutam înainte de emisiune, v-am felicitat, o fac și acum public pentru curajul de care ați dat dovadă. Mulțumesc. Vă dorim multă sănătate și să rămâneți aceeași Angelica Manole care a spus nu unui abuz, indiferent că vine din partea unor autorități, din partea angajatorului, să rămâneți la fel de bătoiasă așa cum v-am cunoscut personal și în această emisiune. Mulțumesc frumos! Cu dumneavoastră mă revăd de la ora 14 cu John Crista la un alt subiect. Aflați în mai puțin de o oră și jumătate despre ce este vorba. Până atunci, multă sănătate și luptați-vă pentru drepturile dumneavoastră.